I've got 30 minutes if you wanna spill your mind. Give me all your reasons to why I should take my time. Used to have forever, but you never cared that much. Bună dimineața! Acesta este ultimul tutorial de luni de anul acesta, cred. Nu știu dacă voi mai reveni cu el după Vlogmas. Cert este că este ultimul din luna noiembrie și m-am gândit să fac ceva... nu neapărat mai special, dar ceva așa destul de drăguț și mie îmi place mult ce a ieșit. Și anume să lucrăm la un ten hidratat. Am multe produse care aduc hidratare, mai ales pe vremea asta care e foarte rece. Vedeți că sunt până în gât înfofolită, nu mai pot de frig. Și pe lângă acest lucru am zis să fac și un smoky drăguț. Mie îmi plac foarte mult aceste tipuri de machiaj, smoky eyes, care conțin maro și mov. Mi se pare că merg senzațional împreună, mă rog, și puțin negru pe alocuri. Veți vedea în continuare ce am folosit. Și de asemenea, pe buze m-am gândit să fac o combinație foarte faină, care mie îmi place mult, și anume un ruj extrem de rezistent cu puțină hidratare. Și la fel, rămâneți până la final să vedeți despre ce vorbesc. Și cam acesta este rezultatul final. Eu sunt tare încântată de ce a ieșit, sper să vă placă și vouă, sper să-mi țină tenul hidratat pe parcursul zilei, pentru că urmează să ies din casă într-un frig destul de puternic. Dar am încredere în produsele pe care le-am folosit și abia aștept să vedeți și voi care sunt acestea. Așa că dacă vreți să vedeți cum am realizat acest make-up, vă invit să urmăriți în continuare, mulțumesc că ați dat click pe videoclip și vă urez o săptămână superbă, mai e puțin până la Vlogmas, așa că... Voi începe prin a adăuga un plus de hidratare tenului meu deja hidratat cu cremă de dimineață, folosind acest primer de la Essence Fresh and Fit, și vedeți că concentrez cea mai mare parte în zona de sub ochi și cumva pe obraj, pe frunte nu am nevoie foarte mult de hidratare, obrajii fiind cei care au nevoie de mai multă hidratare în perioada aceasta. Am zis hidratare de 20 de ori, așa-i? Și acum aplic BB cream-ul de la L'Oreal Triple The Solution. Mi-a ajuns în sfârșit comanda de pe Makeup Show despre care vă vorbeam în vlogul de aseară. Îmi place foarte mult. Eu am testat acea mostră pe care o primisem în Oh My God box-ul de la ei și m-am îndrăgostit instant și când, nu știu, pur și simplu, este extraordinar, arată superb, este hidratant, este natural, rezistă toată ziua, are și SPF 30 și am zis că am nevoie neapărat de el pentru iarna aceasta, SPF 30 fiind de ajuns, la vara am de gând să-l iau pe cel cu SPF 50. L-am întins cu burețelul de la Real Techniques și după cum puteți vedea, are o acoperire foarte bună. Este senzațional și a rezistat toată ziua, este foarte fain, îmi place mult, aspectul este foarte natural, lucios, eu am fixat doar zona de sub ochi, să vedeți, și restul feței a rămas hidratată, este genial. Acum pentru zona de sub ochi voi folosi două anticearcăne, Catrice Camouflage vă recomand foarte mult pentru că este un anticearcăn cu acoperire bună și foarte hidratant, nuanța mea aici este 15, o nuanță cu subton un pic mai galben, și pentru un plus de hidratare adaug și un pic de infailibil nuanța Vanilla. După care le voi lăsa să stea în timp ce îmi conturez sprâncenele cu cabrau. Piept în evident sprâncenele înainte să le conturez și după. Nuanța mea este 03 și le conturez destul de bine, zic eu. Nici foarte intens cât să țară în ochi, dar nici foarte, foarte natural. Am avut chef de niște sprâncene un pic mai vizibile astăzi, să spunem. După ce am terminat cu sprâncenele, întind anticearcănul care a fost lăsat sub ochi, care s-a uscat un pic și astfel i-a crescut acoperirea. Apropo de anticearcăn, am fost foarte tentată de o reclamă văzută pe Instagram și mi-am dat comandă de un nou anticearcăn care sper să ajungă cât de curând și abia aștept să vi-l arăt și vouă. Sper să ajungă, v-am zis, săptămâna aceasta, zic eu, ca în Vlogmas să-l am și să vi-l arăt, abia aștept să-l încerc, să-l reîncerc, încă l-am mai avut. Aplic acest anticearcăn, această combinație de fapt și pe ploape, după care iau acest ruj de la Essence, This Is Me, nuanța 01, aplic un pic pe mână și îl voi folosi pe post de blush cu o pensulă din asta plată care întinde foarte bine produsele cremoase. Atunci când vrei să păstrezi hidratarea pe ten, este foarte importantă baza, adică ce creme ai folosit, foarte importantă și baza de machiaj în sine, dar și fondul de ten, iar după aceea contează foarte mult ce produse aplici. Așa că voi încerca să aplic mai multe produse cremă, printre care acest ruj pe post de blush, după care un iluminator auriu lichid. Veți vedea că pe partea de iluminator voi lucra în straturi, acesta va veni ca o bază tot așa în zona de hidratare și toate produsele le voi așeza cu burețelul și cred că se vede cât de lucioasă este fruntea mea. Pudra translucidă de la Flormar mă va ajuta foarte mult să fixe zona de sub ochi, este nuanța Silver Sand, cred că se numește, e translucidă și o voi folosi cu pensula de la Real Techniques.
voi seta și pleoapa, zona de sub ochi ca să-mi reziste anticearcănul și un pic de tot pe nas, iar restul tenului las exact așa cum este și v-am zis, până seara mi-a rezistat perfect, tenul meu s-a simțit hidratat, la momentul de machiere nu simțeam că mi se usucă fața maxim, chiar a fost o senzație foarte plăcută. Continuând cu pudrele, urmează să-mi conturez fața și să o bronzez cu un produs pudră din această paletă de la Essence. Nuanța mea este 20 Darker Skin și iau cea mai închisă nuanță. O aplic sub pomeni, îmi conturez fața bine de tot cu o pensulică de la Essence și cred că mi-ați auzit și scaunul cum scârție. Poate vă era dor. E aici, vă salută. Conturez un pic și fruntea, deși am bretonul, dar bate vântul și bretonul meu fuge constant de pe frunte, așa că nu e ca și cum pot să economisesc machiaj, să nu mă mai machiez pe frunte, trebuie să-mi machiez toată fața în continuare. Apoi iau un iluminator roz, ăsta este dintr-o paletă de la NYX și m-am gândit că merge foarte, foarte bine cu acest look și a fost destul de intens, arăta bine. Apoi iau paleta de la Wet n Wild și folosesc de aici o nuanță de mov care va fi nuanța mea de tranziție și o aplic în pleu în mai multe straturi cu 217 de la MAC. Apoi mă folosesc de un creion cajal, ăsta e de la Essence, mă rog, e un creion cajal maro, puteți folosi ce vreți voi, ca să trasez o linie grosuță la baza genelor pe care o voi întinde, veți vedea, cu o pensulă, așa, mai pe toată pleoapa. Ideea este să fie o bază relativ cremoasă pe care să se lipească fardul maro pe care urmează să-l aplic. Fardul pe care îl iau din paleta de la Boys & Berries, această superbitate, Save the Day, și nu voi lua doar fardul maro de acolo, ci voi lua și un fard mov frumos pe care îl voi aplica în pliu. După cum vă spuneam și la începutul videoclipului, mi se pare că un smoky maro cu un pic de mov în pliu arată senzațional și mai întâi aplic un fardul maro în pliu, după care voi tapota cu o pensulă plată fardul maro pe pleoapă. Vedeți că tot revin cu pensula de 217 de la MAC, pensula aceasta cu care am aplicat fardul de tranziție. De data asta am luat un pic de fard portocaliu deschis ca să creez ceva interesant acolo, apoi tapotez, cum vă spuneam, un fardul maro pe pleoapă, un fard foarte intens, n-am udat pensula, nu s-a întâmplat nimic, ce-i drept ajută și creionul de mai devreme, dar fardul în sine este de bună calitate, toată paleta este o mega recomandare, sper că v-ați luat-o de Black Friday, am văzut că multe persoane și-au cumpărat-o, fiindcă a repostat make-up shop-ul. Și vedeți că urc destul de mult cu acest fard maro. Încerc să trasez cumva o linie până unde aș vrea să fie, dar apoi voi estompa mai întâi cu pensula cu care am aplicat movul acela mai închis, după care cu pensula veșnică, pensula ce are fard de tranziție pe ea. Rețineți că eu acum nu mai au farduri, ci pur și simplu estompez, estompez, estompez. Asta ar fi ideea. Eu n-am mai revenit cu maro, dar puteți să faceți chestia asta ca să dați intensitate cu câte straturi vreți, după care estompați și tot așa. Apoi cu o pensulă mică și cu fardul acela maro superb, îmi conturez și linia de jos a genelor, destul de mult în jos, iar apoi estompez cu pensula care are remove pe ea ca să facem cumva o legătură și a arătat foarte bine. Apoi iau fardul romantic, care este foarte asemănător cu iluminatorul pe care l-am folosit, așa că puteți să-l folosiți pe același, dacă ați folosit un iluminator roz pe față, puteți să-l puneți pe același. Este un fard cu particule roz, foarte, foarte drăguț, l-am aplicat în colțul interior și pe arcadă și în punctele cheie ale feței, gen nas și deasupra buzei superioare. Apoi voi lua un pic de negru, pentru că am nevoie de intensitate, având în vedere că nu urmează să aplic tuș, decât un pic în colțul intern, nu m-am putut abține, și iau cu această pensulă mică și aplic și sus și jos în colțul exterior pentru a crea, cum spuneam, intensitate. Pentru că niciodată nu poți să ai prea multă hidratare, voi adăuga și în centrul feței un puf din acest spray de fixare de la Essence, care este comparabil cu MAC Fix Plus, doar că la un preț mult mai bun.
Și îl aplic doar pe centrul feței pentru că acolo am pudrat mai mult și o să-mi păstreze foarte bine și acest spray de fixare, hidratarea. Vedeți că acum îmi fixez sprâncenele cu un gel transparent care le va ține în loc și le pieptăn cumva în sus. Le așez exact așa cum vreau eu, pentru că la ce vânt bate afară, sincer, dacă nu le-aș fixa, ar lua în toate direcțiile. Vă mai amintiți fardul ăsta lichid de la Essence Metal Shock? E superb. Este nuanța aceea de roz și o iau cu o pensulă mai fluffy așa, ca să pot să iau doar sclipiciu fără să iau culoare și aplic în colțurile interioare și pe arcadă. Nu știu cât de bine prinde camera, dar în realitate chiar a dat un efect foarte drăguț și mi-era dor de fardul ăsta, îmi pare rău că am uitat de el, dar o să încerc să-l folosesc mai des. Apoi iau acest superb stick de la Urban Decay, care e ca un unicorn așa, cred că se vede, are particule albastre și mov prin el și iau un pic cu degetul din stick direct și aplic ca un fel de topper peste iluminator, nu cred că merge singur ca iluminator, dar pe deasupra ca să dea așa un efect interesant, merge foarte bine. Și mereu când folosesc iluminator roz încerc să-l folosesc și pe el. Apoi urmează pasul pe care îl știm cu toții, mi-undulez genele cu acest ondulator de la H&M, dar oricare merge. După care le rimelez cu două straturi pe genele de sus și cu unul pe genele de jos, cu rimelul de la Oriflame, The One, care îmi place mult. Este 5-in-1 Wonderlash Mascara, acela Blackest Black sau ceva de genul. Și mă descurc foarte bine cu pensula, cu periuța de fapt, mi se pare că e și foarte rezistent, îmi ține genele curbate, chiar e un rimel care merită atenția, eu l-am folosit mult în liceu și datorită uneia dintre voi mi-am amintit de el. Și este rimelul pe care l-am în momentul ăsta pe masă, el și încă vreo două le folosesc zi de zi alternând. Apoi hai să trecem la buze. Voi merge pe zonă de mov așa drăguță. Mai întâi conturez buzele cu acest creion de la NYX. Cred că este nuanța mov, fix așa se numește. Le conturez un pic deasupra, cum fac de obicei, nu cred că e nicio surpriză. Le corectez un pic forma și le fac să nu mai fie atât de asimetrice pe cât sunt ele. După care o să am o mică dilemă între aceste două rujuri. Mai întâi am Maybelline Super Stay Matte Ink în nuanța 15, o nuanță superbă. Foarte asemănătoare cu acesta de la Sleek Matte Me, nuanța Shabby Chic. E o mică diferență de culoare, dar până la urmă îl aleg pe acesta de la Maybelline pentru că este cel care îmi va oferi exact ce-mi doresc și lucrurile despre care vă vorbeam la începutul clipului și anume. Este un ruj care este extrem de rezistent. Rezistă de dimineață până seara, orice ai face, poți să mănânci cum vrei tu ca un purceluș și nu se ia. Nu usucă buzele ca cel de la Sleek, de exemplu, și ca să fiu eu sigură că am hidratare și că buzele mele se simt confortabil, după ce se usucă, veți vedea că voi adăuga puțin balsam de buze în centrul buzelor și foarte important să aștept să se usuce. Îl aleg pe acesta de la Nivea, l-am cumpărat pentru prietenul meu, dar mai folosesc și eu câte un pic așa în centrul buzei. Hidratează destul de bine, e așa cremos. Și acesta este look-ul final, așa arată. Mie mi-a păstrat foarte bine tenul hidratat, așa a arătat bine, este și un look de sfârșit de toamnă așa. Mulțumesc mult că v-ați uitat și ne revedem la următorul videoclip.